Salut Mihai din Bucovina. Salut. Salutare lumii. Salutare, și bine lumii. V-am găsit pe canalul Ion și Mihaiță din Bucovina. Dar ce faci, băi, că nu pot înțelegi? Mă uit la tine și mă enervează gâzul ăsta. A, gâzul cele mici? A, Mihai, stai că el de gheu a ieșit. El e gheu odat de tine. Stai, leac. Stai, că asta el încă cât asta te nervieze. Știi ce aveam acolo înăuntru, da? Ia, săracu, ce smuncești. Vai, ce smuncești, când mă uit la... Dar uite, bobiți cum șede, lui ei tot una, de ce tu nu stai așa? Se bagă. Unde se bagă? Auzi? Băi, Mihai, zici că, uite, el dacă sunt mai multi, zici că omori una și acelalte merg la mormântare, că nas, de-a lor, știi cum gândi. Da. Hai, una. Una și acelalte îți duc. El ia mamuș când începe a prigăti acolo, la priveghi, piceni, una alta. Bomboane trebuie să pregătească, trebuie să servească. Dacă vine vreun bondar, ceva, alte insecte, știi cum? Mm-hmm. A, dacă nu vrei, muncește. Fraților, ia uitați-vă ce avem aici înăuntru. Noi cu Mihaița sară i-am să aprind și bie cu oleacă. Noi cu Mihaița sară aici am bagat așa, numai să fie bagate, să fie la loc, să fie la dos ca să nu le ploaie, dar să fie sub acoperiș. Parchetul ștet. Chiar am venit la căsuță, era de amu noaptea până am făcut treburile și am bagat și aici așa cum este. Parchetul ștet era afară. Ce-i legat de teracota asta? Nu-mi mai trebuie. Nu-mi mai trebuie. De ce e că în căsuță, dacă să facem o sobă, să cumpărăm teracotă frumoasă, că asta am înțeles că dacă o vopsăm, e noastră să-i vopseau, să fie urâtă. Și nu știu, stau și mă gândesc ce pot să fac din trânsa. Trebuie să mă uit pe internet, ceva idei, pe unii pot să o folosesc, sau eu știu, sau să o pun undeva și la stei, dar nu undeva înăuntru, undeva afară o pun, de ce e că ocupă loc și mă încurcă. Și mai ceva, Mihai. De mă alegi, mergi să disfaci la găini, că știi tare ghinic trebuie de disfacat la găini, niște porumb, de ce e că mâine îi duminică și n-avem ce le da. Știi, da? Și trebuie și pe azi, că azi tot nu le-am dat mult. Și trebuie de început aici înăuntru, de luat frumos tete sculi, de lipus unii, am zis eu, și de... Dar ce te bață, Mihai? Dar de ce? De dimineață, încă nu te-ai trezit, tu așa îți dai câte una să te trezești, da? Da, știu. Și trebuie de început aici înăuntru. Cum facem? Să nu mergem amândoi acolo să batem un sac de porumb, de ce e că n-ai ce bate acolo, știi? Și să nu stăm amândoi aici, de ce e că trebuie și porumbul, facem unul merge la... Gata, băi, lasă-le, băi, în pace. Unul merge la porumb și unul rămâne aici înăuntru și începe a face ordine. Unde mergi? La porumb. Mergi la porumb? Da. Rămâne eu aici. Așa și mă gândim, nu știu de ce, dar... Mai sunt? Nu mai sunt. Băi, dar ce-ați faci tot vara, băi, Mihai? Uite. Aici am înflorit ceva? Încet înfloriește, uitați-vă, floricelii. Aici tot sunt frumoase. Dar acelea nu am, acelea mai târziu. Ah, dar eu, ia uitați-vă, acolo înfloriește. Stați că eu mă duc să vă arăt. Mă duc să vă arăt unde înfloriește, numai că găinile ceva îmblă pe acolo. Ia uitați-vă. Aici floricelele înflorește, princeț. Astea nu sunt florite, nu. Și ia uitați-vă, am ajuns la de astea înflorite. Princeț, da. Da. Și pe acolo avem, acolo tot e flori, mai multe copaci înflorește florile, e o frumusețe, ia uitați-vă. Asta, e tare îmi place. Și avem mai multe. Ia. Foarte frumos. Și aici mai sunt. Și aici avem bujori, trebuie să iasă. Și aici, nu știu dacă se aude bâz în copacul ăsta, tot zău ambla albinile. De ele așa trebuie să îmble, că zici că dacă nu se atinge albina de floare, nu a să fie roadă. Lasă să îmble cât mai multe aici să fie. Băi, Mihai, auzi, poți strângem vreo 5 și le punem acolo să facem nerei. Cât, ce crezi, câte nerei faci 5 albini? Nu stă. Nu stă? Da, dar noi le legăm, le priponim acolo. Da, le legăm. Tu unde mergi? Mergi iar în flori, să scociorești. Mergi în flori, să scociorești. Ia uitați-vă cum gâzile acolo l-așteaptă pe Mihai. Băi, dar ce de-a multi săi. Și la mine sunt mulți. Dar de unde atâtea, bă? Uite ce multi săi. Ia. Oho, dacă așa tătă vara, Mihai, noi numai trebuie să lucrăm numai pe înăuntru. Afară n-avem ce faci. Uite, acolo și o albină ceva. Eu cu Mihaiță am venit o leacă la racoare. Și știți ce vreau să vă zic, aici nu sunt așa de multe gâză, nini, se pare că ele stau acolo
De ce? Că bate soarele, le încălzește și ele zboară, se încălzește lighini. Dar aici văd că dacă o leacă, mi-e frig, cred că prudență. Da, aici nouă nimeni ghini. Da, că nu-s gâză, asta e cel mai mare plus. Și a doilea plus că nu-i soare, e braculos. De ce am aprins camera? Fraților, care, știți că avem canal nou de YouTube cu Mihaiță, care se numește Proiecte la Țară. Care încă nu a intrat pe canalul ceala, poate a intrat și nu a lăsat o abonare. Vă rugăm din tot sufletul să lăsați acolo o abonare. Hai poate mâine duminică, da? Hai poate până mâine facem 1000 de abonați. Cum credeți? A să fie posibil așa ceva sau nu? Nini îți pare că a să fie posibil, de ce, cum și v-am zis, sunteți cei mai tari. Pe canalul ceala, cum și v-am zis, a să vedeți multe lucruri frumoase din partea mea și din partea lui Mihaiță. A să vedeți cum punem parchetul în casuță. A să vedeți cum facem podeaua acela casuță. Amu care s-a abonat acolo a văzut cum am dat cu lac, lambrâul, tavanul, tot, pereții, tot e lacuit în casuță. A să vedeți cum a să terminăm cu magazia asta pentru sculi. A să vedeți cum a să facem o cușcă la căței. A să vedeți cum a să facem un cuibar la gâști. A să vedeți foarte, foarte multe proiecte interesante din partea noastră. Da, când a să cumpărăm animale, unde a să vedem? Când a să cumpărăm animale, a să vedem aici, pe canalul Ion și Mihaiță din Bucovina. Și încă în afară de asta, de ce trebuie să vă abonați? Deși e că Mihai o zis că vara asta sau primăvara asta trebuie să înceapă la vară să fie pregătite, o zis că face o piscină, nu să cumpărăm, dar o face el. Așa că nini îți pare că să fie foarte interesant acolo și care încă nu e abonat, vă puteți abona. Și în fiecare seară să știți că acolo azi ne staruim să postăm câte un video la orele 20:00 seara. Gata, de da, nu, aseară n-am dovedit, s-a postat la 8 și la 8 și nu știu cât era, la 8 și 20, nu mai știu, că câteodată mai mă întârzi, când terminăm o leacă treaba mai târziu pe afară, dar oricum, pe la 8 și ceva, 8 și jumate, 8:00, undeva așa acolo apare câte un vlog. Gata, parcă am zis tot, de-a mus poate de început treaba. Doamne ajută nii, Doamne ajută lui Mihaiță și Doamne ajută la toată lumea. M-am pus o leacă să editez din video și nu înțeleg Mihai ce faci. Uai, zis că mergi la grăunță. A, mă ajuți o leacă? Da. Vai, Mihai, cât de plăcută ni este. Hai că de acolo tot trebuie discos. Ce-i legat de sculii, tot afară scotem. Tot, absolut tot. Parchetul tot afară. Ni trebuie să fac acolo loc curat, loc liber, unde eu să așez tot lemnul celea frumos acolo, cum vreau eu, și după aceea seara să băgăm înapoi unde să rămâi loc, tot e sculii și tot ce este acolo. S-a schimbat aici, nu? S-a schimbat, s-a schimbat. Acolo mai am niște teracote, ia uitați-vă, s-o scot și aceea undeva. Să-i găsesc eu pe afară un loc, dar nu știu unde. Mihai a scos șuruburile pe acolo și mai era. Aici să mai pun ceva din... Ați văd dacă găsesc ceva niște scândurieli să tai cumva și să mai pun din sculi. Sau nu, din USB, da. Avem USB-ul cealaltă, dar vezi, hai ca să-l faci luni. Dar nu-și pleacă sus, mai avem bucăți de USB vechi. Și uitați, aici chiar între USB-ul. Și stai bucăți așa, și să pun USB și să mai punem sculile aici. Eu de asta și nu l-am dat nicăieri, să am depus sculile, să mai pun ceva, niște șuruburi. Că e bun un frigider de aici așa vechi. Ce mai este de aia? Este sus de lor. Să nu se strici instrumentele, băgăm acolo. Da, dar pentru asta e frigiderul, să nu străci sculile. Da. Și de-amu mă pune omuș la așezat lemnile așa cum trebuie, să nu mai avem probleme așa ca ieri. Da, ce-o crăpat, da? Era crăpat. Eu îmi pare că mă lăs de YouTube și încep a vinde teracotă. Ia uitați-vă cât am aici. De care vrei? Și cu patrat, și cu rotund, și cu nica, și de care vreau este aici. Ia uite. Vinde-o, facem bani. Apoi eu de asta aș zic, ne lăsăm de YouTube și începem a vinde teracotă și facem bani. Ia.
Mihai gata, s-a dus la desfăcat. Eu mă duc, mai am de scos acolo o leacă și încep a așeza lemnul. Știți ce vreau să vă spun eu? Eu sunt bucuros că ieri s-au dus toate lemnele astea jos. Deci ieri câte mult le așezăm cum trebuie, să nu vii rândurile așa, dar să vii rândurile așa. Chiar asta, dacă nu s-o duceau jos, așa și rămâne aici. Dar de amul, dacă s-au dus, am făcut frumos, le așezăm cum trebuie. Și mă gândesc că de amul nu mai s-a dus nicăieri. Aici era bun dacă era folia asta o leac mai lungă, să mă duc curândul mai încolo. Dar n-am cum, trebuie să pun tot aici pe colț, că trebuie să scot folia de sub lemnele astea. Trebuie să iau mai din lemne mai mult, să o pot scoate. Uai. Interesant, Mihai mai are acolo. Să vii și el măcar ceva să așeze. Hai, ghinică, așa aduceți, vă atât.
Eu am terminat și... Ești ajuns? Nu, nici mult. Da, stiu, cum stiu? Eu ți-am lăsat țingă, te știi că din tot ce am împărțesc cu tine. N-avem cum să termin eu singur aici. Dar ai dat ceva la capriț o leacă de o mână de ce? De trebuie? Da, te știi, da. Nu mult, așa, că tu le puțin. Ia mult dacă ai desfăcat. La găină ai dus? Da. Nu, ea le-a aruncat, așa, nu le-am dus. Uite, întreb dacă aveam folie, vine mai încoace, dar așa n-am folie și trebuie să pun tete acolo o grămadă ca să o întind pe asta. Eu nu știi precis cu măchică. Da, mă gândesc și eu cu măchică. Și nu înțeleg, e mai ușor cu roaba să duc de acolo până aici sau așa cu mâinile să duc. Cu mâinile. Atâta sport fac încolo și înapoi. Cu mâinile. Cu mâinile mai ușor? Da. Da, îți pare și dacă aveam folie, ce bine era, aveam un fac până aici, luam din colțul ăsta și frumos mergeam cu două rânduri, de așa, îți fac grămadă. Las. Cum să lăs, băi, Mihai, trebuie terminat, ai mai lăsat. Da, trebuie de terminat. Mergem să tăiem în camușă, cum să lăs. Pentru că îți dau la capri dacă și... Merg, și vin cu aici. Da, și vin. Măi, Doruța, dă-i zișoara ca... Nu, mai da, stați leacă. Măi, Doruță, dă-i zișoară ca floarea de primăvară. Poftim. Stai încet, încet. Încet, încet. O! Ai mâncat binișoar și ai venit să faci ouă. Fă, fă. Ouă trebuie, de Paște. Știți de ce facem noi asta? Că ne trebuie folia de jos. De acolo nu mai avem unde pune, că dacă mai punem așa până sus, se ducă mușa acelea. Și le scoatem de aici, se scot folia de sub, punem folia și parcă încet terminăm. Câte unu, câte doi, câte trei, câte patru, câte cinci, câte șapte, câte opt. După cinci vine șase, mic aici. Te-ai saturat de lemnele astea sau numai eu m-am saturat? M-am saturat de lemnele astea. Te-ai saturat de lemnele astea, uite, am înțeles. Păi, dar ce să faci? Da, uite, azi măcar le aranjăm cum trebuie. A făcut un lucru bun, eu am zis la lume, că eu sunt bucuros că ele s-au dus jos. Că dacă nu se duce, eu puneam mai departe așa rândurile cum nu trebuie, știi? De așa s-au dus jos, de-am am pus cum trebuie, vine rândurile așa frumos. Deodată trebuie așa, trebuie să scos tot afară. Dar na, știi, omul din greșel se învață. Asta și eu zic, știi cum, dacă am ști tot deodată cine așteaptă mâine, crede-mă că ne-am pregătit și nu mai face așa greșel. Dar noi doar n-am știut. Na. Și asta poate așa trebuie să se răschească, știi, să duc tot lemnul jos, ca să facem cum trebuie. Să nu facem pe urmă, ghinic, când am pus mai mult acolo, puneam vreo 3 rânduri și când se răscheau tete jos, ghinic s-o răschit la primul rând, mă. Uite așa și frumos. O bunătate, de aici poți veni să-i zghească ștangul, că nu mai se duce.
Mihai s-a pus pincetul să le ducă, dar chiar pincetul vă că s-a pus. Să le ducă și pe astea ce sunt apară. Acolo are unde le așa zadeamu. Și eu m-am pus să mai strâng o leacă aia. Bolturile, găicile pe la drujbă, că cred că de la atâta taiet, văd pincetul sunt care se începe a da drumă și trebuie să le mai strâng. Asta am observat ieri, când tăiem acolo o bucată de scânduri la căsuță, am observat că s-o mai slăghit din bolturi, din șurub. Și trebuie să mai strâng o leacă și lanțul, bineînțeles. Și cald de azi. Da, zi tare. Și era aer de dimineață și azi. Da. Am dat tu pincetul, Mihai, poți să te gândești de-amul la piști, în aceea ce vrei să o faci. Așa cum ți-am zis, nu uitați acolo o abonare pe canalul Cealan. Dacă vreți să vedeți cum se face o piști, așa cum trebuie. Adâncă. Adâncă încă o faci. Și nu așa că merge și cumpăr acolo și o aduce acasă și o pune undeva. El o face, sapă, îți ia hârlețul, îți cumpără tractori, excavatori, eu nu știu face ea. Da, da, da. Eu nu știu ce planuri ai tu acolo. Ceva nu ai spor, Mihai, azi. Așa de greu merge. Așa de greu îi dă cu toporul ceala. Hai de mine. Ce ai pățit? Prea mult am turnat. Hai. Benzină mai avem pe acolo o leacă. O leacă am reglat-o și acolo la șuruburi, am ușa să vedem cum a să meargă, merge mai bine sau nu. Am ușa să vedem cum a stai. Se împlie oare asta? Nu s-a umplut, mai trebuie o leacă, da? Am ușa văd, până la nează încă pot să ne ajung. Și gata, le-ai crapat, tete? Uite așa, o frumușață, e plin de rumeguș, dar e bun că... A, tu ai fost după topor?
S-a terminat benzina. Îs bucuros că s-a terminat, că gata, e 12:40, am ușit oara 1. Dar cred că de-amuncă este, dacă Mihai a mai adus un topor, ne punem amândoi și le crapăm repede. Și după aceea amândoi le ducem și le așezăm acolo înăuntru și încă... Tete, este, trebuie să le dăm înapoi. Dar le dăm de partea asta, știi? Da. Nu știu, cred cum dovedi. Și nu știu, jumate am tăiat, n-am tăiat jumate. Jumate am tăiat? Nu. Nu, ue, parcă mi se pare că nu. Cum, asta e jumate și acolo ce? Am pus două rânduri până noi trebuie să mai cumpărăm 5 mașini, dar să împlem acolo. Acolo în cap e numai să nu fie de ochi. Cât e? Hai că mă duc să văd. Dar nu e mult. Ei da, mă uit și eu, că aici dacă scotem tot dinăuntru, hai leu, aici încă în cap. Hai mai punem acelea azi ce le-am tăiat. Cu rândurile astea venim jos până aici. Și dacă nu avem nici mai zici mai jumate, da? Dar nu, n-am tăiat jumate, mai puțin. Mi se pare nici că nu e jumate. Mai puțin, că văd că încă sunt. De aici o zi așa de amus, ne punem de dimineață până la anează. Că azi, hai, până am scos de aici, iară, tot, până le-am așezat pe este din nou, dacă era de dimineață, noi tăiem azi frumos lemni. Avem ce aduce aici. Aici am terminat, după cum vedeți, le-am crapat pe tăiate înuntru-s dus, s-a așezat. Noi cu Mihaița am început de-amus să ducem din pete scule este și avem pe aici fel de fel. Le dădem înapoi înăuntru. Aici, în sacul ăsta, am pus gunoi și nu ne trebuie. Și hai să vedem ce e aici. O leacă e altfel, a rămas mai mult loc. Ia uitați. Acolo varul, acolo adezivul, cealaltă cimentul jos. Aici piatra. Acolo de-am mai punem benzina din sculi mai sus ce putem pune și rămâne loc aici mult încă pentru biciclete și pentru ce mai avem. Noi încă nu am terminat să ducem toate cele înăuntru, dar m-am gândit cu Mihaiță să terminăm amul vlogul și cât vlogul acolo a să facă, a să pregătească. Noi după aceea mai departe aducem toate aici în adăpostul ăsta să zicem, da? Să nu stai afară, deci e mâine duminica și trebuie să strângem o leac pe aici și după anează încă avem de mers la casuță mai departe. Și bineînțeles că mult la urmă, pa să citesc ceva din comentarii pe care le-ați lăsat voi. Ce am ales aici.
Da, stați că n-am intrat pe... N-am intrat pe pagina aceea sau pe canalul cel care trebuie. Amuș, o leacă. Așteptam. Ia să vedem aici ce am ales eu, la ce să dau răspuns. Ce Mihai, te-ai obosit? M-am obosit și eu, avem încă o grămadă de treabă, dar ce să facem? Așa e la țară, asta e sport, asta e sănătos. Da, un comentariu nou, 44 de minute în urmă, dar de mult citesc dacă a apărut. Bună ziua, băieți harnici și frumoși. Am râs cu lacrimi de Mihaiță, se mai întâmplă și de astea. Asta ce? Cred că cum își dai tu și ținei lemnele cele, săracu. Da. Salut, băieți! Puneți câte un bubulac într-un cauciuc și se crapă mai ușor, spor la treabă. Butucul să punem într-o... Da, era bun, dar noi n-avem cauciuc, doar de cealaltă, de la bicicletă sau de la roabă, da, cauciuc. Da, n-avem. Așa se întâmplă în viață și greșeli, căci noi ne învățăm pe greșeli de multe ori. O să așezați lemnele poate mai bine și în două rânduri, sau vedeți voi că sunteți băieți pricepuți. Dar se întâmplă și greșeli uneori. Spor la treabă, băieți, într-un ceas bun. Da, se întâmplă de multe ori greșeli, cum și vorbim cu Mihaiț aminte în vlog, că dacă am ști de azi ce ne așteaptă mâine, știm ce să facem, dar noi nu știm ce ne așteaptă, așa că din greșeli învățăm. Nu poți fi că un om care face tot ziua dimineață până în seară treabă să nu facă nicio greșeală. Și aceia care stau geaba face greșeli, așa că se întâmplă. Face greșeli în joacă. Da, care stau geaba, da, o visa ceva și nu trebuie acolo, sau cumva o tornit, nu parte ce își trebuie și s-o ții la gât și pe urmă îți gândești că nu trebuie să dormi așa, știi? Da. Fiecare face greșeli, așa că asta e viața, așa ce să facem, n-avem ce face. Nu putem schimba nica. Dora are lapte. Uite aici, pareri de rău, Dora lapte n-are. A să vedem ce să facem, dacă în august a să o ducem, august, mart, april, dacă în april a să o ducem la țap, poate prin august dacă a fieti, în august a să avem o leacă de lapte acolo pe toamnă și prin septembrie, octombrie, undeva octombrie, noiembrie, cred că a să îmbli iar la țap, nu știu, cineva ne-a zis să fac așa, dar bineînțeles că a să mai întreb doctorul veterinar să văd dacă e bun să o ducem la țap amu, după asta ce s-a întâmplat. Mai un comentariu. Bună seara, dragilor, vouă și lui Bobiță. Ionică, faceți un sacrificiu și cumpărați un despicător pentru lemne. Este foarte bun. Eu am luat și îmi ușurează munca foarte mult. Am dat pe el 1500 lei. Îl am de 3 ani, dar și-a scos banii. Ce pot zic? Aș cumpăra. Dar până ce parcă n-aș cumpăra. De ce? La ce pui și crapă lemnele, știi? Pui butucul și... Și au singur să-l crapă, da? Da. Dar tot e muncă, tot trebuie să iei butucul, să-l pui acolo și... Nu știu ce-ți vă zic. Cu toporul o leacă mai facem și noi o leacă mai mult de sport. Parcă până ce nu tare aș vrea eu așa ceva. De ce? Că-și bunii noștri cu toporul au deschicat lemne, au crapat lemne tot viața și au ajuns săracii până la 90 de ani. Așa că, na, nu-i nica strașnic, mă gândesc, că ăsta e sport. Măi minunaților, așa aici se râde, da? Da, cred că mai tare mult s-o râs acolo de lemnele cele care s-au dus jos. Ce ai făcut, Mihai? Grijă mare să nu vă accidentați. Da, noi suntem atenți, prince tu, cum tot a să fie bun. A să ne stăruim să nu ne accidentăm. Nu mai cegdat, Nica. Da, nu mai... Hai mai departe. Chiar am râs bine, Mihaiță, să știi că și eu am pățit asta. După ce te muncești să le așezi, să pice toate într-o secundă, nu-i prea fain. Dar nu, se mai întâmplă. Tare dragă mi este să văd că sunteți harnici și buni gospodari, Ionică, Mihaiță, așa au arătat acolo. Mulțumim din suflet, spor la treabă. Mulțumim. Ionică, mai dă-le drumul la căprițe să se mai plimbe, așa se dezvoltă și educii în capră, ca și la femei. Da. Chiar amu după aneaza, să mergem și să-i dăm drumul la capriță să se prindle, dacă e cald afară. Mai unul. Spor la treabă și la noi, la Moldova, tot așa vânt a fost de dimineață. O zi bună. Da, și la noi a fost vânt ieri foarte puternic. Era interesant cuvântul. Da, dar era interesant cuvântul ăla. Ne-am mai râs și noi. Ați văzut că s-a luat vorba de extraterestre, de lună, de Mihai Spui, Caranis. Dacă nu era vântul, nu avem despre ce vorbi. Sunteți de nota 10, băieți. Mulțumim din suflet. Ionică, bine te-ai apucat de lemne.
numai să le lași afară să se usuce bine, după aia le băgați în adăpost. Spor la treabă. Ce legat de asta? Chiar am vrut să dau răspuns la comentariul ăsta, deși că mai mulți au scris așa. Nu știu, noi până amunt una când aducem lemne, este ultimul comentariu. Noi până amunt una când aducem lemni, li crapam și deodată li băgam în adăpost. În adăpostul Shaland, care l-aveam mic acolo, ați văzut, mai aveam lemni și acolo e plin. Și nu am avut niciodată probleme, când le luam iarna, ele erau uscate, erau numai bune de pus pe foc. Așa că eu sunt precis că ele și aici, dacă șade tătă vara, că vara e caldă aici, oricum a să fie căldură. Aici mai răcoare decât afară. Da, mai răcoare decât afară, dar oricum vara să fie cald și ele tătă vara să usucă, sunt precis eu. Deci e că gata, copacul și ala nu e în pământ să tragă apă, să-și iei la radacină ce-i trebuie lui ea. El gata, e o bucată de lemn care e crapat și șade aici și pincetul să usucă în voia lui. Așa că să nu mai vorbim mult. Că avem încă o grămadă de treabă, ne așteaptă afară sculii tot de adus aici. Cu Mihai trebuie să mergem să mâncăm și după anează încă trebuie să mergem mai departe să facem acolo podeaua la casuța noastră din Bucovina. Podeaua? Da, acolo la sobă. Așa că fraților, pe azi vă mulțumim din suflet la toți care ați fost alături de noi. Vă dorim o zi frumoasă, vă dorim o zi binecuvântată, pe mâine, vă dorim o duminică binecuvântat și o duminică frumoasă. Sănătate. O duminică cu soare, da, vă dorim multă sănătate. Și nu știu mâine seară dacă ne-am întâlni pe canalul ăsta sau pe canalul cealaltă, deși mâine e duminică, parcă și eu cu Mihaiță să vrem să ne mai odihnim, dar poate pe un canal ceva totuși azi filmăm și cred că azi vă anunțăm. Unde? Pe, în Instagram, în Facebook, azi vă anunțăm unde azi postăm video mâine seară. Așa că care încă nu mă are pe Instagram sau pe Facebook, mă puteți găsi Ion din Bucovina, pe Mihai să-l găsiți Mihai. Mihai din Bucovina, da. Și acolo dacă aveți întrebări, dacă vreți să ne mai întrebați ceva, ci poate în comentarii de multe ori ne-ați întrebat și noi nu dăm răspuns acolo, ne puteți scrie pe Facebook, pe Instagram, pe PAM și TikTok, am văzut acolo se mai se abonează, da, se mai abonează lumea, dar în TikTok n-am când stat, deci TikTok l-am făcut da, așa da. Într-o glumă. Nu, îl găsesc pe TikTok și îl pune acolo video. Cum jucăm, da. Cum jucăm punem acolo, nu, pe TikTok nu tare stau, dar oricum care se abonează, mulțumesc din suflet, poate cu timpul a să mă apuc și de TikTok și a să mai pun și acolo ceva. Așa că pe azi asta a fost, vă dorim o zi frumoasă, să vă cânte pasarelele, să vă iubească toate animaluțele pe care le aveți, să vă facă găinile cât mai multe ouă, dar noi din partea noastră vă zicem la revedere!